Ce s-ar întâmpla dacă oamenii ar trăi 500 de ani? Băieți și fete, bine ați venit la o nouă reacție foarte specială la mine pe canal. De data aceasta, fraților, vom reacționa la un videoclip pe care eu l-am descoperit aseară când stăteam pe WC și dădeam scroll pe YouTube și mi s-a părut super, super interesant. Mai exact, fraților, videoclipul se numește așa, este de la Descoperă Lumea. Dacă oamenii ar trăi 400 de ani, atunci la 80 de ani am fi încă adolescent. Și după, boys, când am auzit acest titlu, mi-a venit următoarea idee. Băi, fraților, ce s-ar întâmpla dacă oamenii ar trăi 500, 600, 300, 400, 1000 de ani? Adică, boys, vă realizați cât de diferit ar arăta viața noastră? Adică câte chestii am putea să facem? Câte chestii ar fi normale? Nu știu ce. Și astăzi, boys, o să reacționăm la acest filmuleț, care este un fel de animație. Știți și voi care e treaba cu canalul ăsta de YouTube super, super mișto. Ia vezi link în descriere să-i dați un subscribe. Și vă rog la videoclipul ăsta și aici o să ne arate o zi din viața unui om care trăiește 500 de ani, care trăiește 400 de ani, habar n-am. Nu uitați neapărat să apăsați butonul de like, să vă abonați acest canal dacă mai vreți să facem episoade de genul. Și eu zic, boi, să nu mai pierdem timpul și hai să reacționăm la clipul ăsta, că mi se pare super interesant. Hai să vedem care-i treaba. Let's go. Opa, stați că am dat așa, let's go. Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască. Mamă, uitați-vă cum arată frățiorul nostru la 80 de ani. Se ține bine, ok. La mulți ani, drag prieten, mulți ani să trăiești. Ești okay. Atât de entuziasmat. Toate rudele și toți prietenii sunt aici. Viața ta de adult tocmai a început. Mamă, bro, viața ta de adult a început la 80 de ani. Holy shit, man. Vă dați seama cât de diferit ar fi viața? Vreau să mă lasă, e super interesant. Ai absolvit mai multe facultăți, ți-ai luat permisul de conducere pentru tot felul de vehicule și ai citit câteva mii de cărți. Mamă, băi, mă dați seama, băi, băi, doamne, băi, băi, doamne, ferește, vă dați seama câți ani de școală ar fi la 80 de ani la adolescență? A merge 60 de ani la școală. E mai bine așa, e mai bine așa, eu zic că e bună și viața noastră, noi ne bine să ne gândim așa de departe că 60 de ani la școală, frățiorii, suntem morți toți, știi ce zic, efectiv, nu mai avem nicio treabă, nu o să, o să ieșim de acolo cu creierul stricat, ați văzut, boys, a terminat multe facultăți, a citit mii de cărți și știe să piloteze elicoptere la 80 de ani. Ești plin de energie și ai doar 80 de ani. Doar! Sufli lumânările care îți indică vârsta aflate pe tortul tău aniversar. Părinții tăi sunt și ei aici. Ei au peste 200 de ani. Prietenul tău cel mai bun și-a sărbătorit recent cei 112 ani, iar fratele tău mai mic are doar 75 de ani. Cu toții păreți tineri pentru aceste vârste. Mamă, bro! What? Ok! Bun venit în lumea în care omul trăiește în medie 400 de ani. De-a lungul secolelor, apele întunecate și regele Atlanticului de Nord au ascuns secretul longevității. Ok. Vechiul boreal este cea mai longevivă vertebrată de pe pământ. În 2016, cercetătorii marini au aflat vârsta celui mai în vârstă rechin. Yeah. Era o creatură masivă de 400 de ani. Mamă, boys, bă, adică chiar dacă nu ești tom, bă, voi vă dați seama că există în momentul de față creaturi care trăiesc 400 de ani la noi pe pământ, ca și rechinul ăsta. Deci ăsta are 400 de ani. Acel rechin înnota în ocean în timpul erei piraților. Mamă! În 2050, oamenii de știință au descoperit o genă neobișnuită în ADN-ul rechinului. Aceasta a ajutat la încetinirea procesului de îmbătrânire al animalului. Cercetătorii au reușit să combine această genă cu ADN-ul uman, iar viața tuturor oamenilor de pe planetă s-a schimbat dramatic. Băi, faceți asta, ok, nu faceți, adică băi, pentru noi putem să facem asta, că bănesc că noi, având în vedere că deja suntem la școală, nu o să facem 60 de ani de școală, deci puteți să faceți asta. Pentru ăilalți fraieri care vin și o să stea 60 de ani în școală, treaba lor. 50 de ani mai târziu, la începutul secolului 22, toată lumea avea oportunitatea de a trăi 400 de ani. Let's go! Let's go. Primii 80 de ani din viață sunt considerați a fi tinerețea. Din punct de vedere mental, te dezvolți la fel de repede ca o persoană din trecut. La 80 de ani, acele persoane erau înțelepte, dar deja îmbătrâniseră. În lumea noastră, ești la fel de inteligent ca o persoană de 80 de ani. Dar mamă! Corpul tău, fizicul tău și sănătatea ta sunt cele ale unei persoane tinere. Mamă, cât de tare! Când ajungi la 20 de ani, crești la fel ca o persoană din trecut.
Dar după această vârstă, acest proces încetinește de 5 ori. Aaa, mamă, fraților, ok. Deci, de fapt, nu cred că o să facem 12 ani de școală, 60 de ani de școală. Deci, până la 20 de ani crești normal și după. De-a lungul acestor 80 de ani s-au întâmplat multe lucruri. Crezi și eu. Ai terminat școala și ai absolvit facultatea. Ți-au fost necesare aproximativ 15 ani. După asta, ai mai terminat o facultate și apoi încă una. Poți obține aproximativ 10 diplome în diferite domenii. În tot acest timp, nu trebuie să muncești pentru a câștiga bani. Studiile tale sunt plătite de stat, iar familia... Crezi și eu la 10 facultăți, zici voi că e gluma aia, că ce, bă, nu trebuie 10 facultăți, uite că îți trebuie. Bani pentru zic? A avea o viață fericită. Aproape toți oamenii de pe planetă au această oportunitate. Toți oamenii sunt bucați. În primii 80 de ani câștigi experiență de viață. Găsești dragostea, ți se frânge inima. Te îngrijorezi pentru lucruri neimportante, intri în încurcături, faci lucruri pripite, eșuezi și atingi succesul. Let's go! Îți faci noi prieteni, pierzi o parte dintre cei vechi, faci descoperiri științifice și înveți mai multe limbi străine. Când ai 40 de ani, te simți ca un adult și nu mai vrei să înveți. Vrei să obții un loc de muncă bun și să-ți trăiești propria viață. Okay. În același timp însă arăți în continuare ca un adolescent. Din păcate, nicio companie nu te va angaja până la vârsta de 100 de ani. Ei cred că nu ești pregătit. Bro, nu poți să ții loc de muncă până la 100 de ani? Ești încă controlat de emoții și ego. Trebuie să petreci încă 60 de ani obținând mai multă experiență de viață. What? Dacă nu vrei să studiezi prea mult, poți călători în jurul lumii pentru a învăța despre culturile din diferite țări. Okay. Până la vârsta de 100 de ani, nu poți decât să treci prin multe conflicte și probleme. Dar te ajută să depășești vanitatea, aroganța, lăcomia... Voi să înțeleg, băi, 100 de ani! Egoismul și alte vicii umane. Și numai după ce faci toate astea, începi să câștigi înțelepciune reală. Bravo ție, frățelul! Nu uiți nici să-ți menții corpul în formă. Poți obține o centură neagră la judo, karate sau la alte arte marțiale. Vă dați seama. Sau ai putea deveni un profesionist în box și patinaj artistic. Îți antrenezi corpul și astfel îți prelungești și mai mult viața. Ok. Acum ai 100 de ani. A început maturitatea. Nu mai vrei doar să explorezi lumea. Acum vrei să o și îmbunătățești. Hai să vedem, 100 de ani. Deja te-ai hotărât ce fel de ocupație vrei să ai. Poți fi implicat în mai multe proiecte. Ai putea face o revoluție în ingineria genetică. Ai putea face multe chestii. Sau ai putea inventa o brățară care să te ajute să învingi gravitația pentru a putea zbura. Poți explora spațiul și alte planete. În primii 100 de ani din viața ta, ți-ai dat seama că scopul principal al oricărei persoane este să lucreze în beneficiul umanității. Ok. Faci o mulțime de descoperiri științifice. Câteva miliarde de oameni fac asta împreună cu tine. Cineva a ales psihologia, alții au ales biologia, iar tu ai ales spațiul. Pe parcursul vieții tale, poți să mergi pe spațiu, nu? Adică genul ăsta, poți să faci chestia asta. Singur poți face mai multe decât au făcut 5 generații de oameni în trecut. Câștigi suficienți bani pentru a avea o viață confortabilă. Da, da, seama, 500 de ani. Investești în organizații de caritate și îți susții familia. De asemenea, plătești taxe pentru ca generațiile mai tinere să poată explora lumea. În fiecare zi, oamenii de știință, doctorii, inginerii IT și astronomii creează lucruri care îmbunătățesc viața oamenilor. Mamă, ok! De exemplu, o invenție care îți înregistrează visele și le reproduce ca pe un film. Sau un taxi care te poate duce pe Mars, ori în orașe subacvatice și aeriene și multe alte lucruri. Mamă, băi, cât de mișto, băi, vreau să văd ce se întâmplă la 400 de ani! Pe fiecare persoană ține evidența istoriei vieții sale. E necesar să-și amintească cine au fost, ce au devenit și cine au fost strămoșii lor. Înregistrezi cunoștințele pe care le ai, realizările și eșecurile. Și următoarea generație va ține de asemenea o astfel de evidență. Știința se dezvoltă cu o viteză incredibilă. A fost inventată un fel de mașina timpului. Nu te poate duce în trecut, dar îți poate arăta evenimentele de care ești interesat. Oamenii sunt suficient de înțelepți. Ok, bă, poate asta să existe și acum, gen. Pentru a înțelege că o călătorie în trecut sau viitor poate deveni o problemă majoră. Da. Dar mulțumit acestei invenții îți poți vedea strămoșii care au trăit la începutul secolelor 21 și 20 și chiar și în secolul 19. Băi, asta mașina timpului e... Cum îi zice, filmări vechi. Îți dai seama că și urmașii tăi te vor putea vedea pe tine peste 100 de ani. Mamă! Aba, nu cred că gen vezi exact acele persoane. Oamenii au vrut dintotdeauna să exploreze noi lumi, așa că au început să colonizeze alte planete. Unele dintre ele sunt chiar dincolo de sistemul nostru solar. Mamă! La început, oamenii foloseau mult timp și resurse căutând o planetă potrivită.
A durat mult să ajungem acolo. După aceea, oamenii au trebuit să se adapteze condițiilor de pe noua planetă. Și nu a fost mereu un succes. Condițiile pe unele planete erau atât de dure încât oamenii au fost nevoiți să le părăsească. Boi, asta e trist, ok. Multe nave spațiale au fost nevoite să navigheze în întinderea spațiului ani de zile. Iar apoi tu, împreună cu un grup de oameni de știință, ați creat o tehnologie care poate transforma atmosfera de pe orice planetă într-una ca cea pe care o avem pe Pământ. Care plouă cu diamante. Vă dați seama, frate, că de chestii poți să faci. O planetă cu lavă care curge pe suprafața sa. O planetă cu vânturi înghețate care suflă fără oprire. Toate ar putea deveni acum locuibile. În trecut, oamenii bogați cumpărau case mari. Acum pot cumpăra o planetă. După ce Doamne, o persoană împlinește 100 de seama. Ani, încetează să-și mai sărbătorească an de an ziua de naștere. Oh, păi crești eu, bro, crești eu, cineva. Având o viață atât de lungă, această ocazie apare prea frecvent și își pierde din valoare. Pe lângă asta, ai prea mulți prieteni. Dacă fiecare dintre ei și-ar sărbători zilele de naștere în fiecare an, atunci ar trebui să cumperi cadouri și să mergi la petreceri aproape în fiecare zi. Așa că îți servezi ziua de naștere la fiecare 10 sau 20 de ani. Okay. Odată ai închiriat o întreagă planetă cu gravitație zero și ți-ai sărbătorit cea de-a 250 aniversare timp de o lună. Mamă, da? deci vedeți, băi, în general, tot viitorul e pe spațiu. Asta umană este la apogeu. Oamenii de știință și medici îmbunătățesc structura codului genetic uman. Acum oamenii pot trăi 500 de ani. Iar în viitor, speranța medie de viață va ajunge la 1000 de ani. Oh my god, fraților, what? În ultima sută de ani a vieții lor, what? Oamenii își petrec timpul relaxându-se, meditând și gândindu-se la lume. Poți continua să lucrezi sau poți trăi pe malul mării pentru a privi apusul în fiecare zi. Poți să faci ce vrei, frate. În ultimii 200 de ani din viață încercând să creezi un motor. Exact, frate, efectiv. Ți-ai petrecut ultimii 200 de ani din viață muncind. Fă ceva. Când îndeplinești 300 de ani, decizi să mergi într-o călătorie prin univers. Poți explora planete aflate la mii de ani lumină distanță de Pământ. Altcineva poate decide să-și petreacă restul vieții cu familia. În trecut, inima umană obișnuia să bată în medie de aproximativ 3 miliarde de ori pe parcursul vieții unui om. Inima ta a bătut deja de peste 15 miliarde de ori. O persoană din trecut obișnuia să facă peste 200 de milioane de pași pe parcursul vieții. Asta înseamnă aproximativ 180.000 de kilometri. Tu deja ai parcurs o distanță de peste 800.000 de kilometri. Asta înseamnă cam 1 miliard de pași. În cei 400 de ani ai vieții tale, au fost făcute mai multe descoperiri decât au fost făcute de-a lungul întregii istorii a omenirii. Și aici s-a terminat, fraților. Băi, a fost un episod super, super interesant și, băi, dacă pe bune, adică, nu știu dacă există rechinul ăla de ziceau băieții la început, o să bă, dacă există rechinul ăla, fraților, s-ar putea să trăim și noi 500 de ani, dar să terminăm școala și după să trăim 500 de ani. E bine, băi și fete, cam atât a fost cu acest episod. Dacă v-am cu reacții și mai vreți să facem episoade, scrieți la comentarii. Eu am fost Marius Iancu și ne vom revedea curând cu episoade noi. Vă urez o zi minunată și baftă în ceilalți 499 de ani pe care îi mai aveți. Pa, pa, v-am pupat!